La inițiativa UNICEF-ului, care a început un program pentru conștientizarea sănătății mentale, aș vrea și eu să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie și cum am resimțit eu toată perioada asta pandemiei, toată perioada asta în care am trăit în frică, în izolare, în panică, fără certitudini, fără să știm ceea ce urmează să se întâmple, și toate aceste lucruri afectează starea emoțională a oricui. Pentru mine perioada a fost grea, așa cum a fost pentru fiecare dintre voi. La început am fost într-o panică extraordinară atunci când s-a întâmplat exact acum un an, pe data de 13 martie. Mi-am strâns lucrurile de la birou, m-am despărțit de colegii mei și am plecat acasă neștiind ce urmează să se întâmple și la câteva zile s-a instaurat lockdown-ul. Mi-a fost frică, evident că mi-a fost frică. Până când m-am echilibrat și până când am înțeles că cu toții trecem prin întâmplarea asta, că nu sunt eu singură, că nu numai românii trec prin asta, că întreaga planetă trece prin situația asta și că trebuie să ne adunăm forțele, trebuie să încercăm să procesăm informația. Eu personal am ajuns să mă izolez de tot ce înseamnă știrile negative și am ajuns să trăiesc cumva în mine și în nucleul familiei mele, a persoanelor dragi, ajutându-mă sau ajutându-ne reciproc să ne mobilizăm, să încercăm să gândim pozitiv, să trecem de toată partea asta sau să eliminăm informația negativă, încât încet, încet lucrurile au intrat într-o matcă și m-am mobilizat, am început să mă obișnuiesc cu situația prin care treceam și cumva să văd și părțile bune ale acestei situații, și anume că am avut o perioadă în care am mers, am diminuat motoarele în așa fel încât să stau puțin în mine, să înțeleg cum simt eu și cum mă simt eu, să-mi dau seama că lucrurile nu sunt chiar atât de dramatice, să-mi dau seama că întotdeauna după o perioadă grea urmează și o perioadă bună sau că în spatele norilor se află soarele. Și să mă bucur și să încerc să văd numai partea pozitivă și să mă agăț efectiv de lucrurile bune care se întâmplau în viața mea. Și har Domnului că în perioada asta s-au întâmplat și lucruri bune și în viața fiecăruia sunt și momente în care se întâmplă lucruri proaste, dar totodată se întâmplă și lucruri bune și important este să ne agățăm de toate lucrurile pozitive, încât să putem să depășim o perioadă dificilă. În orice caz, în orice fel de perioadă dificilă sau când resimțim că lucrurile sunt greu de procesat singuri, trebuie să apelăm la ajutorul specialiștilor.